Guvernul României a introdus modificări majore la ordonanța privind condițiile și statutul asistenților maternali. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, asistentul maternal trebuie să aibă minimum 21 de ani și să fie cel puțin absolvent de liceu. Atestatul se eliberează pe perioadă nedeterminată, în loc de 3 ani, cum este în prezent, și se avizează la fiecare 2 ani, pe baza unei evaluări potrivit ordonanței. Sunt introduse limite privind diferența maximă de vârstă între asistentul maternal și copilul pe care îl are în îngrijire, maximum 47 de ani. Se introduc condiții privind localizarea locuinței asistentului maternal, care va trebui să fie într-o localitate cu acces la servicii educaționale, medicale și, după caz, abilitare, reabilitare a copiilor pe care îi va primi în plasament. Se vor evita astfel situațiile în care locuința asistentului maternal este într-o localitate izolată, fără acces la servicii. Evaluarea persoanelor care doresc atestat de asistent maternal este realizată de o echipă desemnată de DGASPC, formată din psiholog și asistent social și cuprinde evaluarea socială și evaluarea psihologică. Cursurile de formare profesională au o durată de 80 de ore, din care 50 de ore de teorie și 30 de ore de practică. Acestea se organizează după o programă de pregătire elaborată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în colaborare cu reprezentanții mediului academic. În sistemul de protecție specială, se mai arată în comunicatul de presă, pot fi dați acestor asistenți maternali în grijă maximum 2 copii, cu excepții acolo unde sunt mai mulți frați.